Hunedoreanul Vlad Linț, absolvent al Colegiului Național Militar Mihai Viteazul Alba Iulia, a fost admis la Academia Forțelor Aeriene. Vlad este unul dintre cei 6 absolvenți ai unității de învățământ care au decis să devină piloți de avioane militare. Aceștia au fost admiși la management aeronautic, arma aviație, piloți aeronave cu motor reactiv. Lință Vlad! Când era ca să-mi petrec, dar mi-o venit ordin să plec. Când era ca să-mi petrec, dar mi-o venit ordin să plec. Ordine la împărăție, șalailaila, să mă duc în cătănie, șalailaila. Ordin de la împărăție, șalailaila, să mă duc în cătănie, șalailaila. În urmă cu câteva zile am aflat răspunsul, am fost admis la Academia Forțelor Aeriene din Brașov și voi urma specializarea de piloți în aviația militară. Meseria de pilot este una dintre cele mai fascinante și pline de provocări, iar pasiunea pentru zbor va deveni profesie, iar prin dăruire, implicare, responsabilitate și pregătire continuă, o vocație. Vlad a reușit să cucerească inimile tuturor datorită glasului său, a iubirii pentru folclor, dar și a educației alese pe care o are. Iară-i codrul frunzit, ne-ai haie lume, pare că e nu ne tăgătit, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Iară-o redacțire simt floare, ne-ai haie lume, vine dorul tăt mai tare, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Păia n-ai plină de vete, ne-ai haie lume, luncai tăte piorele, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Pare că sochii mândri mele, ne-ai haie lume, feșoare faine și mândre fete, la-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 la. Felicitări, Vlad, și mult succes în frumoasa carieră care te așteaptă. Să ai mereu cer senin.